Deși inițial se stabilise ca în data de 15 mai să se încheie perioada de autorecenzare, autoritățile au luat hotărârea ca această perioadă să fie prelungită. Autorecenzarea se poate realiza de pe orice telefon mobil, tip smartphone, de pe tabletă, laptop sau PC. Astfel, cetățenii mai au la dispoziție încă 2 săptămâni în care pot completa chestionarul online. Ultima zi de autorecenzare va fi 27 mai. În primele 63 de zile de recensământ, respectiv în perioada 14 martie 15 mai, la nivelul județului Olt, au fost completate un număr de peste 181.000 de chestionare, în medie 2.879 chestionare pe zi. Dintre acestea, 45,7% au fost completate în mediul urban și 54,3% în mediul rural, iar după metoda de autorecenzare, cele mai multe chestionare, peste 74%, au fost completate cu sprijinul unui recenzor din cadrul spațiilor special amenajate de către primării. Etapa autorecenzării s-a prelungit. Datorită interesului foarte mare acordat autorecenzării, cei care nu au apucat până acum să completeze chestionarul online mai au la dispoziție 2 săptămâni. Te mai poți autorecenza online pe www.recensamantromania.ro până pe data de 27 mai. Ca și până acum, autorecenzarea se poate face acasă sau într-unul dintre punctele de autorecenzare asistată, amenajate la nivelul județului Olt, puncte pe care le găsiți publicate pe site-ul instituției prefectului. Persoanele care nu se autorecenzează până pe 27 mai vor primi vizita unui recenzor la domiciliu în etapa următoare, cea a colectării datelor, prin interviuri față în față, respectiv în perioada 31 mai-17 iulie. Cei care refuză să furnizeze informații sau oferă date incomplete vor fi sancționați potrivit legii. Cetățenii pot fi amendați dacă refuză să ofere datele personale, dacă răspunsurile oferite sunt incomplete sau dacă răspunsurile sunt greșite. Pentru oricare dintre aceste 3 situații, românii riscă amenzi usturătoare cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. Sancționați vor fi și recenzorii care folosesc datele personale în alte scopuri decât ce prevede recensământul. Aceștia riscă amenzi între 1.500 și 5.000 de lei.